Dan Bidman este în legătură directă cu noi. Bună seara, domnule Bidman! Bună seara! Domnule Bidman, am înțeles că vă vaccinați, vă pregătiți de vaccinare? Nu, era doar un titlu de ziar, să știți. Nu vă mai luați după titluri. Cine manipulează în cazul dumneavoastră, pentru că ați fost unul dintre reziști împotriva campaniei de vaccinare, ca să spun așa, și acum vă dau un drept exemplu. Stați o secundă, nu am. Eu sunt partizanul tratamentelor. Pentru că vaccinul, exact cum aud și aici de la doamna profesor Pop și așa mai departe, de la doamna Arbert, nu rezolvă anumite probleme. Deci eu sunt pro-tratament. Trebuie să găsim un tratament al acestei boli, cum am găsit în mai multe rânduri. Dar nu e o glumă ce vă spun. Am înțeles că acum la concert o să fie admiși numai cei care sunt testați sau vaccinați sau, mă rog, cu teste făcute. Aș vrea și la taxe și impozite să fie la fel. Cei care nu se vaccinează să nu plătească sau să nu fie admiși înăuntru în secțiile ANAF-ului. Să nu mai plătească impozite. Și nu e o glumă. Deci vreau discriminarea aceasta să meargă până la capăt, pentru că este o treabă care văd că e legiferată în România. Deci eu, dacă nu mă vaccinez, nu vreau să mai plătesc taxe și impozite, să nu mă mai aștepte acolo și să-mi aștepte banii pe care îi plătesc an de an și lună de lună. Pentru că un amărât ca mine nu are de ce să plătească. În primul rând, eu nu am de ce să plătesc, pentru că pentru impozitele pe care le plătesc, n-am primit decât dispreț. N-am primit niciun leu într-un an jumătate, că deja îl pun la un an jumate, că o să fie și un an și doi și mai mult de asta. Și nu acuz vreun guvern. Eu vorbesc foarte serios, sunt un om la o vârstă care, mă rog, impune măcar respect și atât. Și în țara asta am plătit sute de mii, dacă nu milioane de euro, taxe și impozite unui stat, nici nu știu cine sunt acești domni care m-au guvernat în 31 de ani, care nu mi-au plătit înapoi nimic, nu mi-au asigurat nimic și tot ce am făcut, am făcut pe barba mea. De aceea îi anunț că n-am să mă vaccinez până când nu mă admit cine vaccinat în secțiile ANAF, ca să le dau bani, ca să-și ia salariile și ca să-și bată joc de mine în continuare. Asta este mesajul meu. Dacă vreți la spectacole vaccinați, da. Veniți și nevaccinați sau nu vă duceți nevaccinați la ANAF. Pentru că așa e corect, doamnă. Trebuie odată pus piciorul în prag. Și trebuie aceștia semi-doxi guvernanți să înțeleagă că nu suntem o masă de manevră de proști care plătim la nesfârșit niște taxe aiurea pentru niște nepricepuți care nu fac decât să ne ia banii. Trebuie să dea ceva pentru banii pe care ni-i fură din buzunare. Ăsta este mesajul meu. Da. Sunt Dan Bidman de România. Dan Bidman de România este Prințul Paul de România, nu are nimeni interesul să-l aducă înapoi în țară. Ei, eu sunt Dan Bidman de România și vă spun că nu vreau să plătesc taxe României și statului român hoț atâta vreme cât mă obligă, printr-o lege nazistă, să mă, vaccinez ca să plătesc taxe. Nu mi-e rușine și nici frică vreodată de ceea ce spun. Să vă fie foarte clar, dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră și celor care mă contestă și așa mai departe. M-am săturat de atâta vorbărie și de atâta fariseism. Nu se poate la nesfârșit să stau să înghit, hoția unor oameni. Că am ascultat ce ați vorbit înainte, că cine a vândut industriile, că ce s-a întâmplat, că oameni buni, ce ne lipsește? Coloana vertebrală, asta ne lipsește. Cum adică? Până când credeți dumneavoastră că o să stăm așa și o să ne uităm lung să vedem cum alții se laudă că sunt milionari și miliardari pe banii noștri? Pe munca noastră. Stați puțin. Că eu nu am furat statul român. Dimpotrivă, l-am îmbogățit, doamnă, cu o invenție numită holograf, care a plătit milioane. Vă rog să verificați la ANAF, apropo de ANAF, că mi-e greu să spun că mai toți șefii ANAF sunt în pușcării sau au făcut pușcării și fac și acum pușcării. Unia, da. Atâta pot să le spun. Să le dea Dumnezeu sănătate, să stea acolo unde sunt, să nu mă mai fure, pentru că eu am plătit acestui stat sute de mii de euro, milioane, vă spun, în 35 de ani de când fac meseria, măcar cu holograf.